Mamă. A trecut prin multe, cred că e de fabrică asta. Da, din fabrică, da, original. Da? Original, are 20 de ani? Ah, ok. Salutare mogulilor! E vineri, deci e timpul pentru episodul numărul 8. Azi pe ordinea de zi avem un E39 frumos, întreținut, 520d de 136 de cai cu probleme la suspensie, Neion e călare pe el. E destul de distractiv fiindcă e mult de demontat, tapiserii, banchete, difuzoare, tot acâmul. Iar în partea a doua îl găsim pe Coco, șurubărind la un ambreiaj de Golf 6 cu tot cu volantă. Iarăși o operațiune distractivă și interesantă. Dacă n-ați făcut-o până acum, subscribe, like și coment ca să creștem mari. Și ne vedem la sfârșitul episodului. Vizionare plăcută! Mulțumesc! Neața mea, Ioane! Bună dimineața! Azi ce avem cu BMW-ul ăsta frumos? În seria 5. Motor 2.0, le-am locuit amortizoare spate, cu flânși la amortizor și brațele superioare, partea din față. Ok. Le-am locuit. Atât, nu? Da. O să fie distracție că trebuie să demontăm. O să fie distracție că o să trebuiască să dăm, o să fie ruginite, mai acolo, așa. Și trebuie să dăm toată tapiseria. Trebuie dat, demontat. Tot ce înseamnă tapiserie, aici. Tot ce e aici, așa, okay, ca să ajungem difuzoare, ca să ajungem la amortizoare, la frânși, prinse cu trei piulițe. Ce să zic, spor la treabă! Mulțumesc! Mamă, ce antifonare are! Deja are, e 2001, mai și hărtănită pe drumurile noastre încă vreo 8 ani, ceva de genul. Aici nu vrei să duce mai repede. Sunt făcute toate cu simț de răspundere, cu coliere, cu... Bătea? Cred că a fost la un test de la de amortizoare. Pilița pe acolo. Mulți nu înțeleg, s-a dus la testul de amortizare. Zice că e amortizoare de vină. Amortizare e diferența de tot ansamblu. Ah, okay. Că poți să ai amortizorul bun și buc și nu, și îți dă 66 sau 7 la și aolo, gata, simă, mamă, nu e așa. Nu e test pentru amortizoare. Eu am văzut la cineva și tot același lucru. Băi, frate, nu poți să dai vina numai pe amortizoare. E tot ansamblu de susținere. Poți să fie, da, buc și rupte, buc și ăla, da. Și automat atunci, nu mai... Și s-a întâmplat unde am mai lucrat, i-am schimbat și am pus amortizoare noi și aceeași valoare a dat-o, 66%. Okay. Deci ce înseamnă asta dacă pui amortizoare noi? Amorsate jos, cum vorba. Înseamnă că undeva e o greșeală, nu? Da. Și atunci e, că am înțeles, băi frate, trebuie să înțelegem că tot ce înseamnă bucșara, elasticitate, că alea îți dă. El ce face? Se pune pe ăla și se vibrează. Da. Îți dă o vibrație. Care sunt următorii pași? Deci am demontat tapiseria, am demontat... Am demontat tapiseria, am slăbit cele 3 șuruburi la franșă, acum urmează să-ți facem șurubul central, de la amortizor, de susținerea amortizorului. Ah, ok. Fără să demontăm, mai demontează, încerc să-l scot. Așa, dacă merge. Dacă nu, va trebui să dăm și brațul acesta jos. Dar încercăm întâi așa să vedem dacă merge. Bun. Cred că e de fabrică asta. Da, din fabrică, da, original. Da? Original, are 20 de ani? Păi dacă s-ați dat seama, că dacă le-am locuit, dar nu-i de basă. Ok, deci ne trebuie brațele astea. brațul stânga-dreapta, deci cel din spate, superior din spate. Ok. S-a lăsat în bine. Bun. Ce mai faci? O să fac, dau amortizorul jos. Da? O să pe partea, să vadă mai mult șurub. Să văd dacă pot să spun, dacă nu trebuie să dau și firul jos. Bă, Coco, ce faci? Te lasă un pic singur și îți faci de cap cu ambreiaje? Demontez cât o cutie când mă las singur. Când ai un pic de timp, un sfert de oră liber, hai să mai demontăm o cutie. Ia zi, ce mașină avem aici? Avem un Golf 6 cu motor de 1.6. 1.6 diesel. KYC, KYC sau ce? KYC. Așa? Așa. Patina ambreiajul. Patina ambreiajul? Și ce am descoperit? Ambreiajul care l-am trimis la făcut, îl facem în Kevlar. Ok. Așa. Furca defectă. Au căpătat uzură, da. Unde bate bolțul. Da, ce... da. Okay. Așa, și trebuie și dulie de ghidere. Și rulmentul e muci. Face zgomot. Ah, ok. Ca rulmenții de la skateboard-urile improvizate pe care le făceam când eram mici. Așa, și deci rulmentul e ăsta și bolțul ăsta se schimbă, nu? Sau da, da, ăsta. Ok, și acum așteptăm să bată... Să bată tubarul pe disc, nu? Da. Îi rectifică și volanta și placa de presiune. Ok. Dar ei se prezintă bine, nu? Da. O să curăț aici. Urmează montajul, dar să vedem când vine ambreiajul de la manufacturat. Ok. Ce să zic? Spor! Și mersi. Nu te mai apuca să desfaci lucruri așa când nu sunt pe fază. Știu că e greu, dar abține-te. Nu pot să mă abțin. Am venit ambreiajul cel bătut de soarta. Da, iau-te. E frige? E cald. Da. Au, au. Și ce i-a mai făcut? I-a rectificat volanta? Volanta și placa de presiune. Ok. Kevlar. Kevlar. Fabrică, direct. Așa, au sosit și piesele. Ai de-ai? Ce-i de-ai? Ai de-ai bolțul ăla. L-am prins. Și unde s-a stat noi? A, ăla l-ai prins, ăsta nou, nu? Da. Ăla e acolo, așa, și... Dulia care e schimbată. Avem o furcă. Furcă. Aia veche. Și rulmentul de presiune. Și rulmentul nou. Stai cât de frumos. Păi și acum trebuie să le pui pe asta la loc. Pui ambreiajul. Dai cu lubrifin aici. Un pic așa. Și apoi pedale. Ce rol are tabla asta? Un distanțier și un protector de praf. Și se pune între cutie și ce? Da. Și motor. Okay. 60 de N și 90 de grade. Dacă tu zici. Bis. Avem o iulară, dar e... E ce trebuie? E ce trebuie, da? Ce-i mai facem? Să-i fac o borova de drum și gata. Cum e? Plează, plează, e bine. Sunt toți caii acolo? Toți caii la roată. Concluzionăm și cu Golful 6, deci cuplează bine, e ok. Da, merge bine. Bine, ea înainte a venit, era... Patina nu puteai să pleci cu ea după loc. A, da? În halul ăsta era? Ok. Deci e totul țiplă. Țipleanu. Bine, mai trebuie să-și rezolve problemele cu boxerea și... Da, partea. Să vină doamna să explicăm. Să explicăm cum să fac lucrurile, ca la carte. Ca la carte. E ca nou. Aproape. E procesul invers de montări. E procesul invers, nu? Adică montăm la loc tot ce am dat la... Ce am demontat. Mi se pare incredibil cât insonorizant, câtă spumă de asta au pus pe peste tot. Pe peste tot, efectiv. Da. Tot. Foarte frumos. E un E39. La mine are rugină aici, asta văd că n-are nici pic de gram aici. Da, a fost întreținută mașina. Bine, n-are prea multe dotări, dar a avut puțin kilometri. Uite cum arată înăuntru. Da, și e și hărtănită 8 ani pe aici. Chiar e ce trebuie. Aproape de final. Da. Și acum îi schimbăm uleiul în grup. Uleiul la grup, da. Și acolo nu pare să fie umblat cineva prea curând. Nu prea? Adică prea recent. Da. Nici garnitura nu mai are, de aluminiu, e mâncată. Curat. E curat, nu? Dar nu mai are proprietăți. Da. Se vede până el. Camiere. Camiere. Nu curge pe nicăieri. Astea au fost și mai reușite mașini. Și grupurile. Da. Asta și cu generația... De fapt, din aceeași generație, e seria 3. Asta au ridicat seria 3 și cele din anii 70. Alea vechi au. A fost renumit ca mașină. Și la ora actuală. Are vreo garnitură ceva? Vala și unele nou, dar după cum arată, a fost de aluminiu și terminat. A, s-a oxidat? Da, a oxidat. Dacă e pe fier și aici trebuie să o... I-am pus șaibă, da. I-am pus bușonul și acum urmează să-l umplem, nu? Punem uleiul. Ia zi, ne Ioane, în ce stadiu suntem? Îi punem brațele noi? Da, da. Altceva, altceva ne mai. Altceva. Ia zi. Ce să zic? Cum se simte această mașină de 20 de ani? 22. Ne-ai mai pomenit. Zi mă, ești anti-BMW? Nu sunt anti-BMW, îmi place BMW-ul, dar să vă la altul. Bine, asta e din vremea când încă se mai făcea mașini bune. Da. Și asta e un caz... E și foarte întreținută, da. Are 340.000 de kilometri, dar e țiplă. 2.0 asta? Da. Am pești pedala, se duce la fund și de-abia plan. E și foarte grea. Cred că are un 8, ceva de acolo, ceva pe acolo, 800. E grea, mă, guai. Da, timp se așează. La drum lung e ok, nu știi? Are și a 5-a aia mai lungă, făcută pentru autostradă. Deci, concluzia? După 20... Îmi place designul ăsta minimalist. Bă, având în vedere că mașina are 23 de ani. Deci une 39 an 2020 diesel, 5 trepte manual, 2.0 100 de kW, 136 de cai, 340.000, luată din Germania cu 7 sau 8 ani, deci hărtănită pe drumurile noastre vreo 100 și ceva de mii de kilometri, având în vedere toate lucrurile astea, cum ți se pare mașina? Ca și mașina e ok. Ca și... Mai mult decât ok. Preferințe, adică nu facem preferințe în materie de marcă sau de... Așa, efectiv, ca mașină ținută de drum și cum se prezintă după atâția ani, mi se pare incredibil. Când mai mult decât alte mașini. Când a desfăcut Neion în spate, se schimbe amortizoarele alea, că a trebuit să dea totul jos, tapiserie, toate polițele, manchetele, vezi că are insonorizant de la peste tot, are burete și... Adică se făceau mașini și toate sunt la linie, toate căblulețele prinse frumos, aranjate, cu cap. Nu știu, mi se pare... Mi se pare SF cum se făceau pe vremea aia. Și concluzia e ce trebuie. Mogurilor, ziua de azi s-a încheiat. După cum vedeți, e beznă afară, suntem epuizați, însă operațiunile au decurs cu succes. Dacă ți-a plăcut, like, nu uitați de comentarii, subscribe aici, mai sus găsim un clip cu 800 de ulei de Ford. Noi ne revedem luni, weekend plăcut vă doresc și spor la șurubărit. Cius!